Odată cu lansarea numărului unic 119 destinat copiilor, părinții au început să semnaleze diverse probleme întâmpinate. Astfel, reprezentanții Direcției Protecției Copilului Mehedinți au primit sesizări cu privire la imposibilitatea eliberării cărților de identitate pentru copiii care împlinesc 14 ani și care au părinții plecați în străinătate. Autoritățile au ținut să precizeze că demersurile pentru emiterea acestor documente nu pot fi realizate în absența părinților sau a tutorilor. De la începutul lunii ianuarie, de când a fost lansat numărul unic 119 pentru copiii care întâmpină probleme, în Mehedinți au fost sesizate 5 situații prin care trec minori. Au fost părinți care au apelat acest număr pentru a sesiza faptul că proprii copii nu pot obține acte de identitate, deși au împlinit 14 ani. De la momentul în care s-a lansat acest număr de telefon scurt destinat problemelor copilului, să spunem, am primit la nivelul de GSPC Mehedinți 5 apeluri. Cele mai multe dintre aceste 5 apeluri, adică 3 dintre ele, se referă la probleme legate de acte de identitate. Adică sunt situații în care părinții copiilor sunt plecați în străinătate, au rămas în grija bunicilor, copiii respectivi au ajuns la vârsta la care trebuie să-și scoată buletinul. Pentru a obține cartea de identitate, copiii trebuie să fie însoțiți la Serviciul de Evidență a Populației de către părinți sau tutori. Pe perioada stării de alertă nu s-au mai emis invitații pentru începerea demersurilor privind emiterea cărților de identitate. În perioada stării de alertă, Poliția Națională a oprit invitațiile pentru persoanele care împlinesc vârsta de 14 ani și au nevoie de o carte de identitate, dar și pentru persoanele care au cartea de identitate expirată. Acest lucru a adus nenumărate mulțumiri în rândul mehedințenilor și rămâne de văzut dacă acest lucru se va remedia din primăvară. La nivelul fiecărui județ, la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, există un birou call center care funcționează în regim de permanență.